Können hat sich auch ein bisschen lassen, was die Militär der Industrie ist, die manchmal sagt, die was ja, da ist. Ci dice un'altra cosa straordinaria e interessante. Îl vedeam pe lui cum se uită din ce în ce mai trist, pentru că nici măcar acum ar mai înțeles. Nu, pentru Jung, visele sunt un fenomen real, la fel de real, ca și realitatea aceasta care ne conjoară. Și orice vis este semnificativ, nici un vis nu vine nici de la Dumnezeu, nici de la diavol, orice vis este o structură de simboluri și aceste simboluri sunt foarte vii, sunt simbolurile vieții noastre interioare, pe care o putem descifra înțelegând din ce în ce mai mult, amblând simbolul și încercând să înțelegem despre ce este vorba, atenție, compensativ față de ceea ce știm și facem cu ajutorul euului nostru diurn și pe de-a doua parte în legătură cu ceea ce eventual putem deveni în viitor. Acestea sunt cele două funcții compensative și prospective. Acum, este adevărat, Cartea Roșie a pornit odată cu ruptura foarte tragică și pentru Freud și pentru Jung. Pentru că și unul și altul au ținut enorm unul altul. Legătura a fost foarte încărcată afectiv pe această punte fiu-tată. Și diferența de vârstă, dar și genul de înclinație cu care au venit unul pe celălalt. Însă, încet, încet, în această construcție pe care au încercut să o facă împreună, respectiv și analiza, au apărut distorsiuni semnificative între cei doi, în ceea ce privește câteva dintre elementele care se conturau pentru Jung și erau, într-un fel, interzise de către dogmatica psihanalitică. De exemplu, Jung deja ajunsese la concluzia teoretică diferită de Freud că există un inconștient filogenetic care este premergător psihicului nostru individual și care este formator. Cum și în ce măsură nu reușise să afle. Aflase deja că viața psihică se structurează sub forma complexelor. Ce acopereau aceste complexe, într-o măsură afla apropo de lucru cu pacienții pe care avea și lucru cu analizanții săi. Că există o energie psihică dincolo de sexualitate și de instinctul sexual, iarăși era foarte evident pentru el și lucrurile acestea încet, încet au început să îl depărteze cumva de Freud și tot au culminat cu apariția unei lucrări în care era evident că distanța se mărise până la separare, transformări și simboluri ale libidoului, libido înțeles ca energie psihică, nu ca energie psihică sorbită sexuală, în care aducea toate aceste aspecte în prim plan, analizând fantasmele unei paciente și punându-le, amplificându-le, punându-le în legătură cu mitopoemele, cu mitologia, cu ceea ce apare în mitologii, în diferite mitologii ca element asemănător, similar. Și atunci, în decembrie 1913, cu un congres faimos de la München, în care și face o deosebire între opera psihologică a lui Freud, care provenea dintr-o tendință extravertă, și opera psihologică a unui alt dizident, Adler, care provenea și are o tendință introvertă, spunea că probabil undeva trebuie să fie o integrare în care să poată fi întregul cuprins și între introversie și extraversie, lăsând să înțeleagă că ceea ce urma să construiască era această integrare. Ruptura este inevitabilă, este tragică și e trăită foarte amplu de amândoi. Și Jung se hotărăște și mi se pare un lucru foarte demn să renunțe la poziția lui de profesor universitar, pentru că deja ideile pe care le spunea studenților lui nu erau suficient de clarificate.
Și atunci se întreprinde această confruntare cu aceste adâncini pe care le descoperise dincolo de inconștientul freudian și să-și continue în același timp și munca lui de terapeut. Lucra cu pacienții în fiecare zi, 5 zile pe săptămână, între 7 și 9 pacienți, 5, 7, 9 pacienți avea zil. Și seara avea loc aceste confruntări. Mai mult, în aceeași perioadă, el își continuă activitatea în cadrul Institutului Psihologic, se formase deja o asociație de psihologie analitică, rupându-se de Asociația de Psihologie Psihanalitică vieneză, și acolo erau prelegeri, erau prelegeri teoretice în care se teoretiza noua orientare și reperele acestei noi orientări. Și întreprinde Cartea Roșie. Mai este o împrejurare importantă, pentru că, într-adevăr, niște vise au, cum spunea un profesor, au o semnificație în toată această întreprindere. Apare un șir de viziuni, mai degrabă decât vise, despre moarte, despre sânge deasupra Europei și acelea sunt cele care îl turbură pe Jung și nu-și dă seama, sunt ale mele, sunt mai mult decât ale mele, sunt colective și, într-adevăr, odată cu izbucnirea războiului în 1914, răsuflă ușurat că nu era schizofrenia lui, era schizofrenia epocii, era spiritul epocii care deborda și era distrugător. În toată această conjunctură pe care v-am explicat-o, ca să înțelegeți, este primul om care îndrăznește să facă un demers foarte dificil, de a te cufunda în tine însuți. De a te cufunda în tine însuți, dar nu lipsindu-te de suport. Încă imaginația activă, așa cum o pune în joc și așa cum apare și ca tehnică în analiza jungiană, cere prezența eului. Și eul intră în dialog real cu aceste simboluri vii ale sufletului nostru, așa cum sunt ele, în condiția în care sunt ele, în momentul respectiv, în conștient. Și cine o să fie foarte atent, o să vadă că, de exemplu, una din primele confruntări este cu anima, cu sufletul, cu partea feminină a sufletului în bărbat. Și această animă apare într-o modalitate pe care Jung o respinge. Apare ca Salomea. Ca o femeie voluptuoasă, ca o femeie seducătoare și în același timp o femeie cu o inimă de piatră. Și o respinge. Ea este propusă însă lui Jung de o... Și de asta am încercat la început să deschid la pagina 157, unde să descoperiți desenul acestui personaj despre care vorbește, Filemon. Pentru că Filemon este din interior în conștient, în toate aceste mers care a durat 16 ani, Filemon este ghidul lui interior și el îi propune prima dată, iată cum arată sufletul tău feminin. Condiția feminității în tine însuți. Această condiție din tine însuți se reflectă normal, proiectiv, în relațiile pe care le ai cu feminitățile din jur. Și avem o altă discuție pe care o putem face. Dar rămânem la Cartea Roșie. Și vom vedea că acest elementul de bază, cum de-a lungul mai multor ani, calitatea feminității se schimbă în cadrul acestor confruntări. Ea se îmbunătățește, devine altceva. Devine încet, încet un susținător și un colaborator la opera de transformare. De fapt, în acest periplu interior, care este considerat de, nu numai de indieni, dar în general de comunitatea indiană, a fi un fel de graal al inconștientului, Jung ajunge să descopere, să dea substanță și să dea sens teoriilor pe care le inițiase inițial și să descopere ceea ce înseamnă procesul de individuare sau individuație într-o altă traducere. Procesul
de transformare continuă cu sens a vieții fiecăruia dintre noi. Suntem împinși din interior ca viața noastră să devină o viață cu sens. Suntem împinși din interior spre autocunoaștere și transformare. Lucrurile au fost dificile. Cartea Roșie, de fapt, nu e Cartea Roșie, este o carte neagră, pentru că primele caiete în care și-a scris aceste confruntări sunt cu copertă neagră. Ulterior, sunt câțiva dintre discipolii lui cu care lucrează și care citesc fragmente din cartea aceste manuscrise și întreabă să o public, să nu o public, să dau, este, se va putea înțelege despre ce e vorba sau va fi luată ca o ilustrație. Și el comandă unui editor coperți de piele roșie și care se cuprinde 600 de pagini în care cu conștiinciozitate urmată scrie și a văzut cum arată aceste scrieri ale lui și aceste desene ale lui. Ele reprezintă exact momentele de confruntare. Aceste momente de confruntare au fost prilejuite și au fost provocate într-adevăr de Jung. În ce context? În contextul în care voia să facă acest lucru, în contextul în care erau vise, dar visele nu l-ajutau să ajungă unde voia. Și atunci a întreprinde ceva absurd pentru un om adult, dar semnificativ, dacă ne gândim ulterior ce a făcut. Respectiv, se duce pe malul lacului unde era situată casa lui de la Sisnac și începe să construiască cum construise pe la 7-8 ani când a și avut visul cu falul. Începe să construiască un sat. Cum facem noi când mergem la mare și suntem copii și construim din nisip, nu, carteluțe și mai punem scoi și mai departe, construiesc un sat. Și în momentul respectiv când s-a pus în totalitate într-o condiție a copilului, nu? Cu, lăsând la o parte tot ce cunosc până în prezent despre și tot ce raționalizez, și intrând în această condiție foarte valoroasă, pentru că e o condiție dintr-un punct de vedere a unei totalități inocente, nereflectante încă, lucrurile au început să intre în aceste dialoguri interioare cu sine. Au apărut viziuni, au apărut personaje, au apărut confruntări în care Jung era în continuare, în care Jung, o să vedeți, Jung există, Jung se ceartă, Jung refuză, Jung rezistă la aceste lucruri. Repet, dimineața avea pacienți, și nu unul, doi, ci cel puțin cinci, între 5 și 9 pacienți pe zi. Avea copii, avea deja 4 copii, avea o soție, avea o casă, avea un institut cu o teorie pe care o discuta cu, și se confrunta cu egalii lui. Și aceste lucruri, de fapt, ca să înțelegem, ne și spune Jung la un moment dat, au fost realitățile care l-au ajutat să existe într-o viață psihică sănătoasă. Să existe într-o realitate adevărată. Mergea dincolo în cealaltă realitate și avea loc confruntările și transformările de atitudini. Ale cui? Și ale lui Jung, de măsură ce înțelegea niște lucruri condus de Filemon, dar și ale celorlalte personaje, în principal, ale animii. Acum, de ce a avut Jung dificultăți cu anima? Și acum ne întoarcem din nou la amintiri, vise, reflexiile, apar, într-adevăr, o serie întreagă de vise date de Jung. A trăit într-o împrejurare destul de dificilă. Avea o mamă care, pe de-o parte, era o personalitate foarte puternică, iubitoare, caldă și foarte mămoasă, atât că din când în când avea ieșiri din realitate și fiind o personalitate pe care am putea urmi acum de tip psi, fugea, ieșea, nu mai era prezentă, dispărea. Deci exista această ambiguitate a feminității pe care era trăit-o chiar de la început, între a dărui, a conține și a cuprinde și brusc a evada și a abandona. Lucrurile nu au fost simple nici cu tatălui Jung. Într-o la tatălui Jung avem condiția unui preot
care era activ, mai că nu credea în Dumnezeu. Împrejurare foarte tragică, pentru că Jung ne povestește în amintiri și important pentru această carte de cele două personalități care coexistau în el. Era o structură introvertă, cu o puternică intuiție și cu o puternică gândire. Personalitatea numărul 1, care ținea de gândirea logică și raționalitatea legată de realitate, și personalitatea numărul 2, care îl aducea în profunzitatea viselor falice ale adâncurilor. Și a avut mai multe astfel de vise. În această carte avem golirile lui Jung adult provocate de el însuși cu personalitatea numărul 2. S-a dus să exploreze acest spațiu al adâncimilor. Ce se găsește acolo? În vise nu avem totdeauna acces la acest spațiu. În vise avem acces în general la condiția complexelor. Pentru că inconștientul vorbește cu ajutorul viselor compensativ față de viziunea noastră diurnă, care e destul de mărginită și destul de selectivă și destul, pentru că prin ego diferențiem. Și atunci lăsăm o bună parte din totalitate deoparte. Această totalitate compensativ este activată și prelucrată în inconștient și apar visele. Și când analizăm, de pildă, în analiză, vorbesc prea mult, visele, acestor aspecte ne adresăm ca să înțelegem condiția eului. Dar el merge în Cartea Roșie dincolo de acest nivel. Merge în matricea formativă. Merge în virtualitatea manifestărilor aripale. Merge dincolo de ceea ce este uman. Și de asta ele par misterioase și deosebite. Pot să vă întreb ceva? Noi cum putem face asta? Andrei se plângea mai devreme de faptul că nu avem vise geniale. Cum se poate să treci de zona limitată a inconștientului personal ca să ajungi în zona, mă întreb cât de obiectivă, a inconștientului colectiv? Întrebare foarte bună, mai ales că eu nu și răspunde. Inconștientul colectiv este la fel de obiectiv ca și realitatea obiectivă. Sunt două lucruri la fel de obiective, de aici toate fenomenele psi, de sincronicitate, visele premonitori de acolo. Mă temeam ca să nu fi răspunsul. Pentru că... Asta m-aș fi ridicat. Mă întreb dacă aș urma prescripțiile lui, aș reproduce Cartea Roșie? Fiecare dintre noi avem un nou Carte Roșie, care e cartea noastră roșie. Când vorbeam despre Salomea ca primă întrupare a condiției feminității, era condiția feminității din sufletul lui Jung. Probabil și dumneavoastră va fi o altă condiția feminității, adică printr-un alt simbol. N-ar fi Salomea, ar fi primăvara lui Botticelli. Putem elabora și nu mai n-am pus să-i dau numele. Da, dacă am face deci această întreprindere care este de riscantă, care se face în terapie iungiană, dar se face asistat de analiză. Deci este una dintre metodele care ajută foarte mult pentru restabilirea echilibrului psihic. Dar asta trebuie asistată de un analiză. De acord. Doamna profesoară, spuneți-mi ce este obiectiv în Cartea Roșie a lui Jung? Totul este obiectiv. Ce? Sunt obiective personajele, pentru că ele există, există în fiecare dintre noi. Ele au fațetele specifice, unice, ale sufletului indian. Adică identificarea ca există tare? Există noi în Filemon. Fiecare are Filemonul lui ca interior. Uneori, ca să mă înțelegeți mai ușor, spre că mă înțelegeți foarte ușor, în mod spontan, de exemplu, fiecare dintre noi trebuie să fie avut dialoguri interioare, care ți-ai pus întrebări cheie când erai la Ananghie și au sosit răspunsuri. Dar nu au sosit doar. Pentru mine au sosit, pentru altă lucruri. Dar știți, se aplică vorba din creangă.
Se vede că au și venit de vreme ce n-au mai venit. Era o mare mentalism, la fel și el avea un înțeles ascuns dincolo de textul vizibil. La fel de și Cartea Roșie. Există un înțeles mult mai profund al Cărții Roșii decât cel al unei lecturi ușoare. E o lectură foarte dificilă. Foarte dificilă. Trebuie să știi ce citești întâi. Trebuie să cunoști cadrul interpretativ ca să poți să înțelegi de fapt ce se petrece acolo. De aceea este numită gradul inconștientului. Dar dacă nu sunt profesor de psihologie analitică... Din cauza asta n-a avut Cartea Roșie până acum. Dar eu, eu nu sunt profesor de psihologie analitică. Și atunci am spus. Pentru că, da, pentru că asta este teama, domnule... Deci, scuze, asta este... asta a fost teama familiei. Că ceea ce apare acolo scris nu va fi interpretat ca lumea, va fi văzut doar ca o fantasmă. Ea nu este o fantasmă, este o realitate vie, dar realitatea vie unică a lui Jung. Fiecare dintre noi avem o astfel de realitate vie. Dacă îndrăznim să ajungem până la ea și dacă avem nevoie. Dacă îndrăznim însă, ajungem la niște energii care ne ajută să mergem mai departe. Să deschidem noi drum, cum a zis drumul din psihologie. Aș vrea să vă propun un joc intelectual. Știm cam ce ar fi spus Cleopa dacă vedea cartea asta. Ai spus-o. Dar dacă ar fi văzut-o Henri Corbin. Henri Corbin, care era un cititor ultra-avizat, a evocat faptul că pe gândirea persană el a construit o tipologie completă a lui Mundus Imaginalis, cum poate n-ar fi putut-o face, pentru că există mai multe găuri din tradiția occidentală, dar odată ce el a reconstruit-o pentru Iran, o regăsim perfect și gândirea occidentală. Dar ce-a fi spus Andrei Henri Corbin de a licita această carte? Cu siguranță l-ar fi interesat enorm. În fond, ilustrează propriile lui descoperit din spațiu iranian, într-o versiune europeană. Ar fi interesat foarte mult, ar fi găsit o tradiție a acestui tip de text, care merge până la Sohrawardi și alți mistici persani, și ar fi vorbit despre Mundus Imaginalis, care aici își găsește, cum spunea doamna Mirescu, o componentă obiectivă. Ce înseamnă obiectiv? Că a apărut întrebarea asta. Nu e obiectiv cum e masa asta. Dar e la fel... Corbeaște la dată trebuie să... Există oameni care sunt loviți de surditate hermeneutică. Care nu fac deosebirea între un roman de Balzac și ciclul gravului. Un roman de Balzac care seamănă foarte mult cu realitatea, e totuși ficțiune. În vreme ce ciclul gradului, care nu seamănă cu realitatea, are o componentă de obiectivitate, fiindcă descrie fenomene interioare care se pot integra unui scenariu universal. Sunt fenomene naturale, ar spune eu, care pot fi recunoscute ca petrecându-se în interiorul fiecare dintre noi în anumite momente. Ce aș vrea să adaug, dacă mi se îngăduie, este că constat întotdeauna asta. Diferența între un fondator și adepți este că fondatorul are relativități. Are momente de stupoare, de dubiu, e nesigur, negociază cu el însuși. Eu spune lucruri incredibile. Într-o scrisoare către Evan Spence, din 30 și ceva, Evan Spence era editorul cărții tibetane a morților și Jung a scris un text excelent în însoțirea acestei ediții. El îi spune, să știi că dincolo de toate, tocmai fiindcă mă într-un teritoriu atât de riscant, pentru mine agnosticismul este o obligație. Agnosticism. Ori, e foarte greu să propui o gnoză, fiindcă el, în la urmă, propune o gnoză, pe bază de agnosticism.
Mai mult, spune la un moment dat, tot în anii 30, cred că în omul a descoperirea subiectului, spune, de fapt nu există, să dau citat exact, nu există nicio metodă de interpretare a viselor absolut verifică. Deci, omul știa că lucrurile astea nu pot fi puse pe masă ca un fel de manual geometric în care, pe care el citește, îl vezi și îl aplici. Asta e foarte important. Eu cred că descoperirea lui Jung e de tipul fisiunii nucleare, este epocală. Dar e la fel de periculoasă, fiindcă poate fi folosită terapeutic, dar poate să distrugă. Aici aș